Prima reprezentativă feminină de handbal a României a suferit ieri seară a doua înfrângere consecutivă la Jocurile Olimpice de la Rio. După eșecul rușinos din partida de debut cu Angola, ieri seară tricolorele s-au înclinat și în fața reprezentativei țării gazdă, Brazilia, în fața căreia au pierdut cu un umilitor 26-13. Naționala feminină de handbal a României a debutat cum nu se poate mai rău la ediția din acest an a Jocurilor Olimpice, competiție ce se desfășoară în perioada 5-21 august la Rio de Janeiro. Repartizată în grupa A, alături de Angola, Brazilia, Muntenegru, Norvegia și Spania, reprezentativa țării noastre a pierdut meciul de debut disputat în compania echipei naționale a Angolei cu scorul de 23-19. După eșecul rușinos cu Angola, tricolorele nu s-au descurcat mai bine nici în cel de-al doilea joc disputat în compania Braziliei. Medalia cu bronz la ediția de anul trecut a campionatului mondial, România a fost umilită ieri seară de Naționala Braziliei, în fața căreia a cedat partida cu 26-13. Tricolorele au sperat să redreseze jocul în partea a doua a întâlnirii, dar nu au reușit decât să se facă de râs. În 30 de minute, tricolorele au marcat doar de 4 ori și au încasat 12 goluri, astfel că partida s-a încheiat cu victoria categorică a braziliencelor, care au trecut pe prima poziție în clasamentul grupei A cu 4 puncte, în timp ce pe poziția a doua se află surprinzătoarea echipă națională a Angolei, care a bifat o nouă victorie la Rio, scor 27-25 în fața reprezentativei Muntenegrului. Locul 3 în grupă este ocupat de Norvegia cu 2 puncte acumulate și la egalitate de puncte cu reprezentativa Spaniei. Singurele echipe fără victorie în grupa A sunt România și Muntenegru, dar ambele păstrează încă șansele de calificare în sferturile de finală ale competiției. În cealaltă grupă, Suedia și Rusia ocupă primele două poziții cu câte 4 puncte. Locurile 3 și 4 sunt ocupate de Franța și Olanda cu câte 2 puncte, iar Coreea de Sud și Argentina sunt pe locurile 5 și 6 fără punct câștigat. Următorul joc al tricolorelor la Rio este programat miercuri, când România va da piept cu echipa națională a Muntenegrului.